Deși dosarul criminalului de la 2 mai a fost închis de DIICOT, Inspecția Judiciară anunță noi controle în cazul infracțiunilor ce privesc deținerea de substanțe interzise și faptele săvârșite sub influența lor. Șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 mai a fost cercetat anul trecut de DIICOT pentru deținerea fără drept a unor droguri de risc pentru consum propriu. Pe fundul tragediei de la 2 mai, Inspecția Judiciară a anunțat noi controle în cazul dosarelor din justiție întocmite pentru deținerea de substanțe interzise și infracțiuni săvârșite sub influența acestora. Cu toate acestea, DIICOT a decis închiderea dosarului lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri. Criminalul a fost cercetat de DIICOT începând cu anul trecut, întrucât deținea fără drept droguri de risc pentru consum propriu. Asta după ce autoritățile au găsit asupra sa substanțe interzise. Astfel, judecătorul constată că intimatul a deținut în vederea consumului 0,68 grame cannabis, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu, sancționată cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amendă, a arătat Tribunalul București. Însă procurorii au dispus în cele din urmă renunțarea la urmărirea penală, iar în luna martie a acestui an, Tribunalul din București a menținut decizia. Așadar, urmările care s-ar fi putut produce din perspectiva afectării sănătății publice au fost reduse. Elementul material, deținere, nefiind în măsură să releve un mod elaborat de comiterea faptei prin mijloace de natură să indice un pericol social ridicat. În aceste condiții consideră și judecătorul că eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal ar fi disproporționate prin raportare la gravitatea concretă a faptei. Astfel, DIICOT a renunțat la dosarul criminalului de la 2 mai, întrucât drogurile pe care autoritățile le-au găsit asupra sa nu au devenit cauza unor fapte și mai grave.